Bună ziua tuturor! Am primit o întrebare pe canal care mi s-a părut foarte interesantă legată de tratamentele cu corticosteroizi sau steroizi, cortizon, etc. în timpul pandemiei de COVID. Pentru că multă lume, să știți că se teme de efectele adverse ale corticosteroizilor, se teme de COVID, sunt mai multe lucruri aici și vreau să vă citesc un pic întrebarea. Dacă iau de 2 săptămâni Medrol, care este o tabletă cu corticosteroizi, care se ia pentru anumite afecțiuni, sunt în aceeași situație cu persoanele cu sistemul imunitar compromis. Trebuie să ajung la doctor și mi-e teamă să ies din casă datorită COVID-ului. Am înțeles că dezvolt formă gravă în acest caz. Vă mulțumesc mult. Deci este o întrebare care mi-a atras atenția pentru că este o întrebare extrem de bună. Și mulți oameni, în primul rând sunt mai multe lucruri aici, mulți oameni au nevoie de un tratament cu cortizon, cu tratament cu corticosteroizi sau, mă rog, aceste medicamente care au un efect antiinflamator puternic. Și acest tratament este de regulă necesar pentru a controla afecțiuni destul de serioase. Deci, odată, pe de o parte, este necesar acest tratament. Pe de altă parte, faptul că este un tratament care reduce răspunsul imun al organismului, da, într-adevăr, poate să crească riscul unor infecții. Totuși, aceste două lucruri trebuie puse într-o balanță. Deci riscul bolii pentru care este necesar tratamentul cu cortizon și riscul de infecție care poate să fie un efect advers al tratamentului efectiv. Deci aceste lucruri se pun în balanță în general de către medicul dumneavoastră înainte să vă prescrie tratamentul. Și dacă, să spunem, necesitatea pentru tratamentul cu corticosteroizi este mare, atunci riscul de infecție, să spunem, este ceva mai mic comparativ cu acel risc al bolii să se agraveze. Și, bineînțeles, aceste tratamente de regulă cu cortizon se dau pentru afecțiuni destul de serioase. Deci, dacă balanța riscurilor înclină spre tratamentul corticosteroizi, atunci, într-adevăr, este alegerea cea mai bună. Acum, multă lume, să știți că în România, are tendința să generalizeze lucrurile foarte mult. Și asta este ceva care nu e neapărat vina nimănui, este pur și simplu modul în care înțelegem medicina, dar trebuie să nu vedem toate lucrurile alb și negru, dacă se poate. Asta este lucru care cred că un medic se chinuie cel mai mult, pentru că mulți pacienți au tendința să spună că dacă sunt pe un tratament, absolut tot ce este rău se poate întâmpla sau absolut tot ce este bine se poate întâmpla. Și nu este chiar așa, pentru că fiecare om reacționează oarecum diferit la tratamente, la afecțiuni. Deci trebuie să gândim un pic medicină un pic personalizată, dar sunt greu de explicat aceste lucruri. Dar ce vreau să spun este că sistemul imunitar, chiar dacă luați un tratament cu corticosteroizi, nu este compromis. Deci terminologia aceasta în care spunem că totul va fi rău, nu este neapărat foarte, foarte bună. Pentru că, într-adevăr, scade un pic răspunsul imunitar, dar nu scade complet. Și, pe de altă parte, trebuie să ne mai gândim un pic că formele grave de COVID, când apar, de regulă, tratamentul pe care îl oferim este tot cu corticosteroizi. Dexametazonă, de exemplu, se dă în formele acute de COVID care necesită spitalizare, formele severe, pentru că încercăm să controlăm răspunsul organismului la virus, care de fapt de regulă ne dă simptomele cele mai importante. Deci este foarte important să nu vedem toate lucrurile așa ca un absolut, dacă se poate, în aceste condiții. Ăsta este sfatul meu. Dacă suferiți de o boală potențial gravă pentru care aveți nevoie de un tratament cu corticosteroizi, probabil este bine să-l luați, după recomandările medicului dumneavoastră. Deși, într-adevăr, pandemia de COVID există și trebuie să luați niște măsuri de protecție să vă protejați. Asta nu înseamnă să spunem că nu mai ieșiți deloc din casă, dar, bineînțeles, este necesar să respectați anumite restricții, anumite măsuri de protecție, să purtați mască, să vă spălați pe mâini, să aveți grijă, în special, mai mult decât să purtați mască, să evitați să fiți în locuri aglomerate, dacă se poate, până trece un pic pandemia, până mai scade numărul de cazuri, pentru că în zilele acestea, la momentul acesta, sfârșitul lui ianuarie 2022, avem în România foarte, foarte multe cazuri. Și mai este o chestie aici, tratamentele cu corticosteroizi, de exemplu Medrol, Prednison, etc., nu este bine să le opriți fără sfatul medicului. Dacă medicul nu v-a spus să opriți acel tratament și trebuie să-l luați pe o perioadă mai lungă de timp, să spunem dacă ați luat, nu știu, o lună, două luni tratament cu corticosteroizi, de regulă acele tratamente nu se întrerup brusc, pentru că organismul s-a obișnuit cu ele și poate să fie o situație destul de riscantă în acel moment și trebuie redusă doza progresiv. Medicul dumneavoastră știe aceste lucruri și poate să vă sfătuiască în acest sens. Deci, asta vă rog, să nu întrerupeți de capul vostru tratamentul cu corticosteroid dacă nu ați avut un sfat al medicului în acest sens, mai ales dintr-o frică din asta care apare legată de o infecție sau de un efect advers pe care l-ați citit pe prospect. Reveniți întotdeauna la medicul dumneavoastră pentru un sfat corect. Este foarte important un sfat corect și adaptat la cazul dumneavoastră, pentru că fiecare persoană este un pic diferită, dar încercați să nu luați decizii potențial riscante pentru dumneavoastră fără să aveți informarea
medicală. Dar sper că acest mesaj v-a fost oarecum util și sper să comunicați mai mult cu medicii dumneavoastră, dacă se poate. Dacă aveți îndoieli legate de tratament, știu că nu este întotdeauna ușor să întrebați medicii, să vi se dea lămuriri suplimentare, dar încercați. Pentru că în final este sănătatea dumneavoastră și chiar și cel mai, nu știu, să spunem, supărat medic așa care, pe care îl găsiți, tot dacă îl întrebați din suflet ca să știți o lămurire, cred că vă va răspunde și în special dacă insistați un pic. Pentru că trebuie să puneți problema în acest mod. Este sănătatea dumneavoastră, vreți pur și simplu o informație corectă ca să puteți să faceți față mai bine la boala pe care o aveți. De asta spun că este întotdeauna importantă comunicarea. Deci, ca să închei videoclipul, tratamentele cu corticosteroizi sunt necesare în anumite situații. Bineînțeles, există niște efecte adverse, dar dacă aceste riscuri ale tratamentului sunt oarecum mici comparativ cu beneficiile anticipate, dacă luăm tratamentul și în a controla, să spunem, o boală gravă, atunci tratamentul are sens. Deci nu este necesar să aveți o frică nejustificată, doar să luați măsuri de protecție așa cum puteți. Sper că v-a fost util, vă aștept și în videoclipurile următoare. Numai bine, sănătate!